Am discutat, am povestit despre ce face Daria. Așa îmi place, o cheamă și Raluca, dar mie îmi place Daria mai mult și așa îi spun tot timpul. Drept urmare, bun, Daria este jurnalist, este foarte activă, foarte ocupată și a venit timpul să te întreb și pe tine cum ai grijă de pielea ta, dacă îți place să te machiezi, care e zona, să zic așa, feței adresezi mai multă atenție, dacă aplici o mască, o cremă, ai chef de tine, n-ai chef de tine, uite câte întrebări, 100.000 de întrebări. De obicei fac măști pentru față. Îmi fac. Le achiziționez. Și le pun exact când mă uit la jurnale. Da. De ce? Pentru că acolo trebuie să stea 15 minute, 20 de minute. Jurnalul la care mă uit eu în general, jurnalul la care lucrez și eu, la Agro TV, durează 30 de minute, 25 de minute. Așa. Și așa știu sigur că respect și timpul pentru mască și mă uit și la jurnal. Creme mai uit. Recunosc că mai uit de ele. Nu uit și respect totuși demachierea dimineața și seara. Da. Asta nu uit. Mi-a intrat în reflex, așa cum consider că trebuie să mă spăl pe mâini, trebuie să mă spăl pe dinți și demachierea. Astea nu le uit. Da. Pe ochi. La ochi îmi place să pun mai mult accent, așa. Ai și ochi frumoși. Nu știu dacă de asta, dar pur și simplu îmi place, așa. Și e picătura acolo din poveste, bomboana de pe tort. În general folosesc un ruj mai închis când sunt la TV. În rest merg pe nude-uri, pe dacă se poate să nu se observe așa prea tare. Da. Ce nu-ți lipsește din poșetă? Dacă ar fi să mă uit acum în rucsacul tău, care e și poșetă, așa, ce a găsesc acolo? Ce ar găsi? Pentru machiaj? Da, produse de machiaj, da. Ce găsesc? Am, cred că și un rimel. Da. Am ce nu am, nici nu știu. De la pensetă la... Ai și pensetă? Da. Adică ce faci tu cu penseta în poșetă? Dacă mai am nevoie, mi se pare mie că e un fir care imediat există. Am și pentru unghii, Să știm că unghiile, cam din toate. Acum ce îmi lipsește, pudră și fondul de ten, când am emisiuni la TV, mi le iau neapărat, pentru că acum fiind și cu masca, să fiu sigură dacă... Că toate detaliile sunt în regulă și că nu s-a deranjat nimic. Și dacă nu rămâne un semn de la mască, totuși, că nu... Da. Bun. Deci înseamnă că tu ai grijă de tine. Eu te aștept să vedem cu sprâncenele, că am discutat că o să ne vedem, ne vom vedea. Și cam asta e tot. Deci Raluca, Daria, are grijă de ea, încearcă. Da. Și o felicităm pentru acest lucru. Și fac eforturi. Mi-au intrat anumite lucruri în reflex, altele le mai învăț pe parcurs. O felicităm.